Am în față lista cu cele 76 de cereri ale răsculaților pe roți mari. Cum se citește așa ceva? O căpiță de revendicări înseamnă mult mai puțin decât câteva esențiale. Demonetizează gestul până la ridicol. O mișcare de stradă a unor categorii profesionale, pentru a fi credibilă și sustenabilă, trebuie să aibă câteva solicitări considerate esențiale în domeniul respectiv. Dacă este vorba despre o revoluție care angajează mari mase de oameni din întreaga societate, atunci revendicarea este una singură, înlăturarea celor aflați la putere. Ce fac actualii protestatari nu e nici una, nici alta. Lista 76 nu este semnată de nicio asociație a fermierilor sau transportatorilor sau cu niște nume de persoane. Iscălitura este nici mai mult, nici mai puțin decât poporul român. Va să zică, cei aflați în stradă nu îi reprezintă nici pe departe pe toți agricultorii și transportatorii. În schimb, se auto-identifică cu întreg poporul. Dacă ar fi așa, ar trebui ca medicii de familie, de pildă, să nu mai protesteze acum cu pancarte și scandări, ci să-și trimită doleanțele către poporul agricultor și transportator, ca să le pună pe lista lui. Unde a mers mia, merge și suta. La fel, alți lucrători care mai au de gând să se revolte. Vânătorii au fost trecuți deja, nu știu dacă și întrebați, la numărul 74 și 75, cu adeverința de poligon și o lege a ursului. Procedând așa, opoziția din stradă încetează să mai fie democratică. Devine totalitară. Dictatura poate apărea și în opoziție, nu numai la putere. O opoziție care vrea să se substituie astfel singurelor forme democratice legale de manifestare a poporului, alegerile și referendumul. Unde mai pui că, paradoxal, dacă toate cererile răsculaților pe roți mari, de genul 44, reducerea cu 50% a impozitului pe venit a salariaților din agricultură. Numărul 46. Eliminarea accizei la motorina folosită în agricultură, direct de la pompă. Numărul 51. Rating bancar separat pentru fermierii aflați în dificultate. Numărul 15. Posibilitatea de a nu plăti TVA-ul la stat în situația în care o companie nu își achită către transportatori facturile și intră în insolvență. Ar fi acceptate de către guvern, privații din agricultură și transporturi s-ar transforma în privilegiați în raport cu toți ceilalți oameni ai muncii, care va să zică cu poporul. Cât privește cereri ca numărul 47, interzicerea vânzării terenurilor către străini sub orice formă, chiar dacă unul din acționari este român, interzicerea oricărei forme de capital străin în a cumpăra terenurile țării, sau numărul 19, măsuri pentru blocarea externalizării profitului multinaționalelor, mă duc la gândul că protestatarii i-au alungat pe aur ca să le ia locul. Cum deja o face showmanul vedetă al emisiunii I-Umor, fără chiloți, dar cu căciulă albă țuguiată, care ocupă ecranele vorbind în numele tuturor despre un nou partid politic. Nu mai votați PSD, PNL, USR, UDMR. Partid pe care îl înființează el. Din acest moment, singura continuare posibilă a protestului sunt negocierile serioase, coerente, între reprezentanți desemnați ai asociațiilor fermierilor și transportatorilor și guvern. Rămânerea haotică în stradă,
Blocarea șoselelor și vămilor nu poate să ducă la nimic bun sau poate să ducă la foarte rău. Ultimul punct de pe lista 76 sună sinistru. Toți participanții pașnici independenți care au fost la protest și care pot face dovada că au fost la protest nu vor fi supuși unor controle suplimentare față de controlele legale ale autorităților, li se vor returna permisele, li se vor anula dosarele penale. Adică urcarea protestului cu roțile pe legi, orice infracțiuni fiind permise participanților, în numele poporului.